Bine, v-am găsit la o nouă emisiune realizată pentru dumneavoastră sub genericul Împreună răspândim lumina. Astăzi vrem să vă facem martori eforturilor noastre de a împlini o nevoie aceea de ucenicizare și creștere spirituală a credincioșilor. E o preocupare constantă. Oarecum suntem și noi provocați de faptul că nu toate bisericile, nu toate organizațiile, comunitățile sunt preocupate de ucenicizare. Ar trebui să fie o prioritate. De multe ori suntem limitați doar la a ne ruga pentru a primi pe Domnul în inimă, ucenicizarea fiind undeva pusă deoparte. E important acest lucru, atât ucenicizarea cât și echipare în vederea slujirii. Este o sintagmă pe care noi am promovat-o prin Alfa Omega TV și continuăm să o susținem. Așadar, prin emisiuni, prin resurse, facem ca ucenicizarea să prindă contur, atât direct prin ceea ce noi facem, cât și prin provocarea credincioșilor, a bisericilor, a liderilor în a folosi resurse de la noi și aș folosi poziția, influența, slujba pe care au în a ucenicizat și ajuta la creșterea spirituală a credincioșilor. Avem un scurt reportaj care vorbește despre această dimensiune importantă în lucrarea Alfa Omega TV, aceea de ucenicizare și de preocupare pentru creșterea spirituală a credincioșilor. La Alfa Omega constatăm nevoia tot mai mare de ucenicizare, de creștere spirituală și de echipare pentru slujirea credincioșilor din toate confesiunile. Prin modul în care Dumnezeu mi-a vorbit, simt că am ajuns la un alt nivel de credință, la un alt nivel de receptare a mesajului Dumnezeu în viața mea. Dimineața, după ce copiii pleacă la școală, ăla este un timp care mi-l fac cadou. În sensul că îmi iau Biblia, caietul de notițe și urmăresc activ programele de creștere spirituală. Însă Alfa Omega este o televiziune pentru întreaga familie și ne face o plăcere deosebită să urmărim concerte, documentare, emisiuni de tineret, filme care să nu îți dea emoții și să nu surprinzi pe ecran imagini nepotrivite și lucruri care la alte televiziuni se pot întâmpla. Difuzăm și publicăm sute de seminarii biblice, predici, emisiuni de televiziune, cursuri și articole despre diverse aspecte ale vieții creștine pe canalul TV, pe DVD, în revista Alfa Omega TV Magazine, pe site-ul nostru și media socială. Publicăm și cărți pe teme relevante, bazele creștinismului, apologetică, rugăciune și mijlocire, profeție, vindecare, eliberare, consiliere și viață creștină. Eram un apogeu al frământării mere legat de problema asta uceniciei și chiar în perioada asta am primit de la Alfa și Omega pachetul acela cu manuale legate de ucenicie, pe teme de ucenicie. Pentru mine a fost un mesaj de încurajare din partea lui Dumnezeu și a fost chiar o confirmare că Dumnezeu mă cheamă în mod deosebit să mă concentrez pe lucrarea de ucenicie. Sigur, roadele se văd, ia timp ucenicia, nu e o chestiune spontană ce se întâmplă într-o zi, două sau un an. Ia timp, dar merită. Merită pentru calitatea oamenilor și a creștinismului din România. Am simțit în ultimul timp nevoia ca să ne implicăm nu numai în asistarea spirituală a bisericilor locale, ci de asemenea să putem să îi ajutăm în pregătirea celor care sunt implicați în biserici, acolo oameni care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, dar care nu au posibilitatea să se pregătească din punct de vedere teologic, să studieze mai mult cuvântul lui Dumnezeu, poate nu au avut suficiente experiențe cu Domnul până acum și ne-am gândit împreună cu Misiunea Creștină Hristos pentru România, în cadrul acesteia școala biblică Hristos pentru România, să putem să îi susținem din punct de vedere educațional. Sunt bucuros pentru că studioul Alfa Omega ne-a dăruit un anumit număr de exemplare de ucenicie, broșuri scrise de Gordon Lindsay și traduse și care pot să aibă un efect deosebit. Cred că este necesar ca să ne rugăm Domnului să deschidă ușa mai larg și în privința audienței, a celor ce ascultă posturi de radio și de televiziune. Prin tematică variată, abordată în materiile noastre, suntem o sursă de hrană spirituală pentru trupul lui Hristos. Fii parte, alături de noi, din lucrarea de ucenicizare a României. Canalul Alfa Omega TV are un program variat pentru toate categoriile de vârstă. Anual producem sau subtitrăm 700 de ore de programe creștine noi pentru publicul român.
În fiecare săptămână producem programe TV pentru echiparea credincioșilor în umblarea cu Dumnezeu. Emisiunile Calea, Adevărul și Viața prezintă adevăruri de bază ale credinței creștine, iar în fiecare joi le punem în aplicare prin rugăciune și slujire în direct. Emisiunile Puterea Rugăciunii învață creștinii cum să se roage și să mijlocească eficient. Producem și mărturii de vieți transformate de Dumnezeu. Seria Întrebări Esențiale abordează aspecte delicate ale vieții creștine. De ce a făcut Dumnezeu pe om și care este planul lui Dumnezeu cu întreaga omenire? Ești prea tână, ai rămas însărcinată și te gândești să păstrezi copilul sau să apelezi la avort? Unul dintre subiectele evitate, subiect tabu în bisericile evanghelice, dar foarte discutat în culise, este cel care de-a face cu viața intimă. Săptămânal difuzăm peste 30 de ore de seminarii biblice, predici și conferințe pe diverse teme ale vieții creștine. Am văzut pe sora Pețan că face studii biblice cu femeile. Am dat comandă și noi la niște cărți. Am început, eu am deschis ușa pentru toată lumea care vine din partea Domnului și am făcut studii biblice la noi în casă. Cred că dacă nu vedem la televizor, nu deschidem acasă așa ceva. Nu m-am gândit niciodată că o să vă văd în realitate sau să văd Alfa și Omega la noi în casă. La tot ce m-am gândit, dar la așa ceva nu m-am gândit niciodată. Mulțumim la Bunul Dumnezeu că ați ajuns în casa noastră și ne-ați adus încă o mângăiere în sufletul nostru. Poate de nu era Alfa și Omega, nu ne atașam așa tare de Cuvântul lui Dumnezeu. La început n-am cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, prin Alfa și Omega mi-am întărit mai tare, îmi plăceau predicile, îmi plăceau mărturiile. Am zis că nu o să fiu în stare să-i mulțumesc lui Dumnezeu cât bine mi-a făcut. Singura mea sursă de unde luam eu pentru sufletul meu hrană era Alfa și Omega. Era o binecuvântare pentru mine. Dau drumul la Alfa și Omega și mă zidesc în predici, mă zidesc în mărturisiri, în cântări splendide care sunt. Și am zis, trebuie să căutăm o sursă. Mă sună cineva și zice, măi, voi aveți nevoie de hrană spirituală? Vedeți că transmite postul Alfa Omega. Și într-adevăr am găsit, vă spun, a fost pentru noi ca o revelație, un miracol adevărat, pentru că era exact ce aveam nevoie în fiecare dimineață. Dacă eram bucuroși, ne tempera bucuria. Dacă eram supărați, ne ridica. Aveam nevoie de muzică, primeam muzică. Dacă aveam nevoie de predică, primeam predică. Dacă aveam nevoie de un sfat, îl primeam. Ceam, nu se poate atât de bine. Așa am recunoscut pe fratele Pețean încă de la Tele7 ABC și mi-am adus aminte de atâtea lucruri frumoase care dânsul le spunea și le susținea. Traducem și programe ale unor lideri creștini din alte țări, mesaje practice și încurajatoare. Totodată difuzăm multe documentare educative și filme creștine antrenante pentru întreaga familie. De astăzi mass media prezintă inclusiv desenele destul de dure pentru copii, însă prin canalul Alfa Omega avem ocazia să ne bucurăm împreună cu fetița noastră și ea să facă cunoștință cu personajele biblice, cu Domnul Iisus, bineînțeles, și să se imprime și prin modul acesta Cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important. Dar eu personal am trăit experiența vindecării sufletești prin predicile pe care le-am auzit, în special prin Joyce Meyer. Mă întăresc foarte mult de câte ori ascult mesajele ei, sunt într-adevăr niște mesaje foarte puternice, poate nu toată lumea le ia foarte în serios, ea fiind într-adevăr femeie, însă pe mine Dumnezeu foarte mult m-a ridicat și m-a încurajat de foarte multe ori. Revista Alfa Omega TV Magazine este un proiect pentru credincioși în care sunt incluse și articole de creștere spirituală. Am fost foarte surprinsă când mi-a ajuns revista prima dată. Deci a fost un lucru cu care am zis, ok, dacă ajunge chiar m-aș bucura, dar nu știu dacă chiar până în Italia, să-mi ajungă până în Italia, am zis, dacă aș fi fost în România, cu siguranță mi-ar fi trimis-o, dar chiar până în Italia, mi se pare așa un pic cam greu. M-a surprins foarte mult când mi-a ajuns revista, de fiecare dată când ajunge cu semnul de carte și de atunci, de 2 ani de zile, vreau chiar să vă felicit, sincer, pentru credincioșia cu care ați continuat să faceți, pentru că m-am gândit că poate este un lucru așa, doar
de o lună, două, trei, hai un an să zic, dar sunt deja 2 ani când o primesc periodic. A treia cea mai accesată secțiune din site, după canalul TV și știri, este secțiunea Viață Spirituală, unde publicăm articole încurajatoare despre Dumnezeu și viața creștină, cursuri devoționale și clipuri scurte pe o varietate de teme. Toate aceste materiale sunt distribuite și pe media socială. Am internet și mă uit la George Meyer, m-a ajutat foarte mult, foarte mult, și am primit cărți de la Alfa și Omega pentru descurajare, pentru depresie, pentru frici. Nu vă spun că am fost campioană la frici, campioană la îngrijorări. Depresia a avut loc în viața mea, dar Dumnezeu m-a eliberat. Am citit cărțile astea care m-au ajutat, efectiv am scăpat. Și ori de câte ori încearcă cel rău să-mi aducă gânduri rele și negative, rog Duhul Sfânt să-mi pună un filtru la gândurile mele, să nu mai primesc depresie sau fricile, vă spun, mă paralizau. Am fost plecată în străinătate și am avut onoarea prin internet să pot să ascult, să mă satur din cuvântul Domnului, să cresc totodată. Tot ce încercăm să facem este să punem la dispoziția celor care ne urmăresc cât mai multe resurse gratuite pentru ca ei să fie informați, să înțeleagă, să cunoască și să crească, să-i ajutăm în diverse probleme, să punem să le răspundem la anumite lucruri pe care ei preocupă. Și nu în ultimul rând, să uite la articole, noi le zicem articole inspiraționale, diverse articole care privesc viața spirituală, creșterea, ucenicizarea lor și răspunsul la anumite întrebări pe care considerăm că societatea modernă le are. Alături de cei care ne susțin, ajutăm credincioșii să se maturizeze spiritual și să crească în cunoașterea lui Dumnezeu, echipați pentru a extinde împărăția lui Dumnezeu în România. Fii și tu parte din lucrarea de utilizare a națiunii noastre prin media. Roagă-te, donează! În completarea acestui reportaj, vă propun să urmărim un scurt tabel, câteva date, câteva cifre legate de modul în care materiale aflate la noi pe site, resurse diverse, în diverse forme, variantă tipărită, scrisă, postări online, sunt folosite de credincioși pentru creșterea lor spirituală, pentru învățătură, pentru echipare. Am produs peste 600 de emisiuni Calea Adevărul și Viața cu învățături de bază pe teme biblice. Pe canalul Alfa Omega TV, audiența medie la emisiunile Calea Adevărul și Viața este de 2,7 ori mai mare decât audiența medie a canalului. Treizeci de mii de reviste Alfa Omega TV Magazin pe teme de viață spirituală au fost distribuite în 2018. Am distribuit gratuit 21.000 de cărți și broșuri de ucenicizare și creștere spirituală în 2018. În 2018 au crescut cu 62% vizitele pe site la secțiunea Viață Spirituală față de anul precedent. Am înregistrat astfel 45.000 de utilizatori unici. Al doilea cel mai urmărit tip de material pe canalul de YouTube al Alfa Omega TV sunt mărturiile de viață creștină. Am participat și filmat la 20 de evenimente în 2018. Am transmis în direct pe internet jumătate dintre ele. Câteva sublinieri legate de emisiunea Calea Adevărul și Viața, o emisiune importantă pe care noi am pornit-o în anul 2000. Am produs peste 600 de programe în acest an. Încercăm să prezentăm emisiunea Calea Adevărul și Viața atât în sub forma unor discuții pe teme biblice, de învățături de bază, de câte o oră, cât și sub forma unor emisiuni live care au ca și conotație principală slujirea. Emisiunea Calea Adevărul și Viața aduce lideri din diverse biserici cu învățături simple, de bază, accesibile pentru dumneavoastră.
într-o formă ușor asimilabilă. Rugați-vă ca în continuare să putem să producem astfel de emisiuni și alt gen de resurse pentru dumneavoastră. Desigur, învățătură multă vine în casele dumneavoastră și prin conferințe. Ați văzut câteva și în reportajul de dinainte. Sunt seminarii biblice, sunt conferințe la care noi am participat. Doar câteva exemple din ultimele luni. Vă spun acest lucru pentru că la vremea potrivită v-am și provocat. Fiți parte din acea conferință prin sprijinul pe care ne ajutați ca noi să mergem acolo să filmăm pentru dumneavoastră, să vă transmitem live dumneavoastră de acolo, de la fața locului. A fost conferințe de mare impact în ultimul an. A fost Liza și John Bivir în București, o conferință de mare provocare. A fost după aceea o conferință de echipare și ucenicizare, Pasiune pentru Hristos, cu Gary Wilkerson și Nicky Cruz în Parlamentul României și la Arenele Romane. A fost conferința cu Anne Voskamp, o conferință pentru femei care a contribuit la restaurarea multor femei, multor suflete zdrobite. Desigur, Cindy Jacob pe zona profetică, conferințe de slujire, în vindecare, în eliberare, conferințe de misiune, toate acestea le-am făcut pentru dumneavoastră, pentru a vă aduce în casa dumneavoastră învățături deosebite și pentru a vă expune unor învățături biblice importante care să vă ajute să creșteți spiritual și să fiți slujiți. Vreau să urmărim și câteva opinii multora care apreciază acest efort al nostru de a aduce învățătură proaspătă biblică în casele dumneavoastră. Vreau să vă spun că am învățat foarte mult uitându-mă la programele dumneavoastră. Merg în sufletele noastre și vă simțim ca și cum am fi parte din aceeași familie, familia lui Dumnezeu. Și parcă vă știm dintotdeauna și răspundeți multor nevoi pe care le avem în mințile noastre, în sufletele noastre, și Domnul știe și călăuzește emisiunea dumneavoastră să pătrundă în viețile noastre. În mod special vreau să mulțumesc foarte mult de transmisiile Alfa și Omega. Le găsesc foarte unice pentru noi, chiar mesajul de două împărății în conflict, de puterea demonică care nu prea se vorbește foarte des, că originea păcatului este și a bolii este numai în diavolul. Noi ne-am pregătit foarte mult la studiile de la Alfa și de Omega și chiar am început o lucrare în Italia cu catolicii acolo și am luat învățăturile, studiile, le-am descărcat și le-am pregătit în lumea catolicilor, care nu este ușor de intrat, dar e posibil atunci când, așa cum spune Apostolul Pavel, împărăția Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. În ce privește activitatea și revista Alfa și Omega, pot să spun de asemenea că sunt foarte încântată. Citesc de câte ori îmi apare revista, de câte ori reușesc să o procur. E o revista interconfesională. Îmi place că revista îi stârnește pe toți la căutare și la dragoste frățească, indiferent de confesiune. Îmi este de folos deoarece am găsit multe adevăruri mai bine clarificate și mai bine limpezite cu privire la teologia biblică și cu privire la comportamentul nostru ca și creștini, statistici cu privire la bisericile din lume, din România. De asemenea, primesc uneori, odată cu revista, multe cărți despre Duhul Sfânt, despre cum se lucrează, despre alți autori care îmi sunt benefici și vreau să spun că îmi doresc foarte mult ca toți cei care deja au în casă posibilitatea să acceseze acest canal să-l poată accesa și să se întoarcă la Dumnezeu. Prin faptul că aveam acces la internet și puteam să ascult toate predicile și tot ce puteam să ascult și aveam la discreție foarte multe informații care pe mine m-au zidit și m-au clădit, în special am ascultat foarte mult predicile și toate acele sesiuni pe care le făcea Iosif Țon, m-au clădit. Efectiv, lipsa unui tată din viața mea, pentru mine el a fost un tată, m-a sfătuit. Consider că Duhul lui Dumnezeu a lucrat prin acest om în viața mea și a clădit. Prin tot ce a spus el, de fapt, m-a întărit și mi-a dat o cunoaștere și o cunoștință mai mare a Cuvântului lui Dumnezeu ca să pot să lupt împotriva stărilor pe care eu le aveam.
închinarea, lauda și faptul că se dă pe post această închinare și oamenii spun acolo dacă te simți că ai o boală sau ești dependent de ceva, ridică mâna și vei fi vindecat. Eu am simțit când am ascultat această muzică de închinare că am ridicat mâna și Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu mi-a schimbat viața. Ceea ce doresc ca Alfa Omega să nu înceteze este să nu înceteze să ne transmită emisiunile în ceea ce înseamnă o viață de plină cu Hristos. Alfa Omega a avut putere asupra noastră, a avut un impact asupra familiei noastre în ceea ce înseamnă a învăța să umblăm cu Dumnezeu. M-aș bucura dacă cele peste 20 de milioane de români ar avea acces la acest canal de televiziune, pentru că aici oamenii găsesc cu certitudine sfaturi care să-i ajute nu numai în viața aceasta de zi cu zi, poate să-i ajute pentru viața eternă, pentru viața veșnică și pentru trăirea de zi cu zi. Căutând cuvântul lui Dumnezeu, căutând relațiile cu cei care se roagă să aibă părtășie. Știința spune că cei care caută să aibă părtășie unii cu alții trăiesc mai mult și chiar aceasta este de fapt un tratament prescris de doctori și de specialiști ca oamenii să nu se izoleze. Și televiziunea aceasta, deci Alfa și Omega, îi ajută pe oameni să iasă din izolare, să știe că există o nădejde, să știe că există un mântuitor. De multe ori, cu siguranță, nu de multe ori, păcatul aduce condamnare și foarte mulți oameni cad în depresie pentru că păcatul aduce rușine și rușinea izolează pe oameni și atunci, în general, adolescenții și tinerii noștri se izolează și atunci își caută relații pe internet și ajung să dezvolte adicție care este extrem de periculoasă și așa ei pot să ajungă la depresie și mai departe la sinucidere și moarte prematură. Alfa și Omega face un serviciu extraordinar acestei țări, ar trebui să fie promovată pe toate canalele de naționale și să fie oameni îndrumați și să găsească soluții supranaturale prin cuvântul lui Dumnezeu, care sunt prescripțiile divine ale lui Dumnezeu, cu o putere extraordinară care are cuvântul lui Dumnezeu, este viu și lucrător, transformă inimile noastre, transformă ADN-ul nostru, transformă viața noastră spirituală, transformă chiar profilul nostru spiritual. Alfa Omega. A fost câteva opinii, multe dintre ele încurajatoare pentru noi. Desigur că pe lângă canalul de televiziune, pe lângă reviste, este și mediul online care devine tot mai important pentru ca aceste resurse, aceste materiale să fie accesibile, accesate, descărcate. Observăm o creștere a accesului, o creștere a prezenței în mediile online a multor doritori de cuvânt, multor doritori de informație biblică. De multe ori, canalul de televiziune, printr-un program oarecare, este folosit doar ca o provocare, ca acea persoană să vină la site unde găsește mai multe informații. Este în dezvoltare o strategie în a folosi mediile online. Canalul de Facebook, site-ul nostru, care este unul de cele mai largi site-uri creștine din România, poate că chiar cel mai larg, canalul de YouTube și alte modalități și forme, aplicația pentru mobile. Toate acestea sunt metode, căi, instrumente, canale pe care noi le punem la dispoziție și prin care încercăm să slujim în această zonă de ucenicizare și de creștere a echipării credincioșilor și de creșterea vieții spirituale și a staturii spirituale și a creșterii în maturitate. Cred că este important acest lucru și cred că slujim în acest mod segmente ale populației care poate n-au în alt fel, în alt mod, acces la aceste resurse. Aș vrea să menționez și partea de publishing, partea de editură. Distribuim foarte multe resurse în format tipărit. Este în dezvoltare și zona de distribuție online a acestor resurse. Prin toate acestea încercăm să vă convingem că investind în Alfa Omega, în rugăciune și suportând chiar și financiar Alfa Omega, sunteți parte dintr-o lucrare mai largă de ucenicizare și de echipare a credincioșilor în vederea slujirii. Este o lucrare importantă și Alfa Omega cred că este parte și dorim să fie parte dintr-o lucrare mai mare, dintr-o platformă mai mare pe care Domnul o folosește
pentru a echipa credincioșii din România în vederea unor slujiri în putere. Fiind convențiune asupra unui program, a unei emisiuni, Puterea Rugăciunii, sigur că se adresează unui segment mai redus, în special oamenilor rugăciunii și a mijlocitorilor și a cei implicați în luptă spirituală, dar e un segment important pentru că Dumnezeu întotdeauna, într-o națiune, într-o situație, într-o comunitate, caută un om care să stea în spărtură pentru țară și mulți ne-au spus, da, chiar dacă nu e emisiune de mare deschidere sau cu calități de producție deosebite. E o emisiune prin care Dumnezeu ne vorbește, ne provoacă, ne echipează, ne îndeamnă și ne dă informații, să ne rugăm în unitate pe aceleași puncte în fiecare lună, în fiecare sezon și ne descoperă lucruri care țin de strategia Domnului pentru România, pentru un anumit sezon și de strategia celui rău. E o emisiune importantă, rugați-vă pentru ea, rugați-vă ca Dumnezeu să folosească și această emisiune și alte inițiative care vin din Alfa Omega sau din alte părți pentru stârnirea unei vieți de rugăciune, a unei atitudini de rugăciune, a unei determinări, rugăciune și mijlocire pentru națiunea română care se află în vremuri de mare nevoie. Așadar, fiți parte din această lucrare și nu uitați, împreună răspândim lumină. Dumnezeu să vă binecuvânteze!